Bună ziua, să rămână doamna profesor Bogdanici, bine ați venit din nou în studioul nostru, spre deliciul nostru și al telespectatorilor noștri. După emisiunea care s-a petrecut, emisiunea de debut de joia trecută, am primit telefoane din oraș și chiar și din țară. Lumea vă cunoaște. Și m-am întrebat cui datorăm această celebritate, a cărei situații. Și m-am gândit că întâi sunteți o profesionistă de excepție, dar, din câte mai știu eu, ați făcut și politică. Ați fost totdeauna angajată civic. Totdeauna v-a plăcut să intrați și să încercați să puneți umărul, să îndreptăm sau să construim, în orice caz, o stare mai bună. Aș vrea să vă întreb, cum v-ați orientat, ce anume v-a chemat către activitatea politică și apoi ați fost și deputat și director de spital și membru în Consiliul de Administrație și așa mai departe? În primul rând vă mulțumesc din nou pentru invitație, am văzut și eu emisiunea și așa am avut emoții pentru mine, cum spun eu. De ce politică? De ce implicare? Nu știu, întotdeauna mi-a plăcut să spun ceea ce este în regulă sau nu este în regulă de student. Și cred că fiecare om ar trebui să se implice în acest sens. Cum am ajuns director medical, să o luăm așa, atunci când am fost chemată la DSP, mi s-a spus așa, știu că faci și privat, lucrezi și în spital și poate vrei să fii director medical pentru că ar trebui să schimbăm mentalitatea din spital. Eu observ întotdeauna că un om care lucrează și într-o parte și în alta are două caractere. În spital este distant față de pacient, pe când la privat întotdeauna este mult mai amabil, mult mai calm, mult mai liniștit, în marea majoritate a cazurilor. Și atunci când am făcut proiectul de intrare ca director medical, nu m-am axat, nu știam care e situația cu banii sau altceva, și atunci m-am axat pe schimbare practic de mentalitate. Am încercat atunci când eram director medical să fiu foarte aproape de tot șefii de clinică. Aveam foarte mari emoții pentru că eu am început ca șef de lucrări, iar clinicile Spitalului Sfântul Spiridon aveau nume mari, că am vorbit data trecută, nume mari de șef de clinică. Era profesorul Dragomir, care era și rector în acel moment. Erau profesori de renume, domnul profesor Bălan, colegi și de vârstă cu mine, Anca Trifan, care la un moment dat, știți că Institutul de Gastroenterologie a intrat la noi și avea experiență în management, deci trebuia să fii în același timp un om foarte ferm, foarte hotărât și care să impună într-un fel hotărârea pe care o dai, dar așa cum îmi place mie să fiu și o foarte bună diplomată. Și a fost o foarte mare experiență pentru că în perioada când eram director medical, să știți că am prins și gripa A1H1, care a fost o chestie de debut pentru ce înseamnă acum SARS-CoV-2. Anul trecut, fiind șef de clinică, m-am mobilizat și am schimbat niște lucruri în clinică mult mai repede. Iar eu am spus de atunci, de v-ați când... V-ați făcut o experiență, da, managerială și... trebuie să respectăm niște reguli. De la spălatul mâinii, mult mai des, de la triajul pacienților, de la faptul să nu lăsăm o sală de așteptare super plină și câteva lucruri care sunt de bun simț. Și uitați-vă că, practic, această perioadă de COVID a avut într-un fel și un rol bun pentru că s-au creat niște circuite mult mai exacte, niște lucruri mult mai bune. Deci, un spital vechi,
pentru că este unul asta dintre e. Cele mai vechi spitale din țară. Mi se pare că rivalizează, concurează cu Colțea din București. Este da. Unul din cele mai vechi clinici, iar din păcate clinica de oftalmologie nu a fost renovată, cum este, de exemplu, clinica de chirurgie de Mare Arș, de ORL, și atunci trebuia să ne adaptăm. Saloanele la noi sunt foarte mari, nu avem rezerve. Cum pui niște pacienți, exista riscul de infecție și așa mai departe. Și m-am implicat cu foarte, foarte mult drag și întotdeauna am spus lucrurile așa cum sunt. Tot de la profesorii mei, că vorbeam data trecută, am învățat un lucru, că cea mai bună minciună este adevărul. Și că dacă spui adevărul, niciodată nu vei greși, și atunci niciodată nu am spus minciunele, cum se spune, ci chiar dacă am deranjat pe cineva, am spus lucrurile așa cum erau, dar încercând să fiu mai diplomată. Bineînțeles că la toate ședințele pe care le aveam cu cei din minister, vrând nevrând la un moment dat te faci remarcată, chit că spui niște lucruri care deranjează sau că spui lucruri care sunt benefice pentru ei. Și având în spate și o instituție absolut venerabilă. Erați reprezentanta unei instituții cu o anumită greutate în peisajul sanitar național. Și nu numai că este un spital mare, cu patologie diversă, dar suntem spital universitar și primim cazuistică din toată Moldova. Uneori, cum este vara, cazuistica este chiar vărsată, să spunem între ghilimele, vărsată la clinicile universitare, pentru că lumea este în concediu și atunci nimeni nu mai face triaj. Iar statul este obligat să acopere. Statul trebuie să și noi perioadă. Ca spital să acoperim această perioadă. În plus, aici, ca director medical, să știți că a fost o experiență benefică a faptului că am lucrat în străinătate. Așa cum am spus și în primul interviu, am avut șansa să fiu trimisă de maestrii mei la diverse burse, în Belgia, în Germania, și am câștigat la un moment dat, pur și simplu uitându-mă pe un afișier la noi la universitate, o bursă în Israel, unde am lucrat efectiv și unde am văzut diferențele. În ce oraș ați fost, doamnă, în ce spital? Eu am lucrat în Kfar Saba, este o localitate și un spital la 25 de kilometri de atât de Ierusalim cât și de Tel Aviv, era undeva la mijloc, era exact pe drumul între Tel Aviv și Ierusalim. Făceam navetă, să spunem, dar era un autobuz care venea la oră fixă, plecam dimineața și veneam seara. O clinică în care șef de clinică era profesorul Asia, un renumit oftalmolog în patologia de cataractă, care a și creat implantele de cristalin alături de un alt mare nume din oftalmologie, profesorul Blumenthal. Am putut să văd atunci, bursa era de așa manieră încât eram 25 de doctori din 19 țări, noi am stat toți în același hotel. Eu am stat cu o colegă din Vietnam, nu eram de aceeași specialitate și odată pe săptămână fiecare își prezenta specialitatea și de unde provenea, obiceiuri. Și pentru mine a fost o lecție de viață extraordinară. Colega mea din Vietnam era medic. Încălzea relațiile în felul acesta, da, și da. Facilita și cunoașterea reciprocă. Și da. Vedeai diferențele. Da. Deci gândiți-vă că în 1997 mie îmi spunea colega mea de cameră că ea este medic de rehabilitation. Eu nu știam ce e aia, pentru că la noi nu era această specialitate. Da. E foarte adevărat că ea vorbea cu mare, mare durere, pentru că avea în grijă pacienți care se recuperau după accidente gen mină, anti-om, cu groaznic. Ea când ne-a prezentat niște lucruri, era din Da Nang și acolo a fost război și a fost extrem de interesant.
Încă un lucru foarte bun pe care l-am făcut în Israel, am acceptat să fac un curs de emergency, de urgențe. Da. Îi spuneam și doamnei profesor Cimpoieșu la un moment dat că eu probabil sunt prima care am făcut un curs de emergency, pentru că tot la fel în acel moment nu se vorbea și nu exista această specialitate strictă, nu exista UPU. Și la cursurile de emergency veneau oameni, nu numai doctori, veneau oameni de diverse specialități, pentru că la ei, fiind și situația care este, trebuie să știi să dai un prim ajutor. Primul ajutor se dă în stradă sau la locul de muncă, accidentului. Sau, exact. Și chiar așa o experiență teribilă. Mă întreba cel care făcea cursul, era un paramedic, iarăși un cuvânt nou pentru o româncă, era un paramedic care, bineînțeles că ne-a întrebat ce suntem, sunt oftalmolog, când am intubat prima dată, îi zic, dar eu n-am să intubez niciodată, că eu sunt oftalmolog și am anestezist lângă mine. Zice, nu se știe, doamna doctor, nu se știe niciodată. Corect. Și să știți că mi-a folosit și sper să nu am incidente foarte mari, dar am avut odată când m-am întors, o fetiță după operație a avut un moment în care a făcut urât de tot. Toată lumea s-a panicat până să vină medicul anestezist. Eu deja dădeam primul ajutor, exact cum mi-am amintit de acolo. Și doamna ABC-ul. Doctor, doamna doctor era doamna doctor Gheorghiță pe vremea aceea, care ne-a asigura pentru terapie intensivă și tot ce era în sală, și a spus, dar tu de unde știi? Zic, băi, eu am făcut curs de urgențe. Și așa cum vă spuneam, deci experiența mea din străinătate sau ce am văzut în străinătate mi-a folosit la spital, pentru că am încercat din momentul acela chiar la un moment dat să schimb anumite lucruri pentru sălile de operație, pentru circuite, repet, ani la care nimeni nu se gândea că trebuie poate atât de strict. Acum da, sunt lucrurile foarte bine stabilite și mai ales spun, COVID-ul a stabilit niște circuite foarte bune în spitale. Deci ăsta este singurul lucru foarte bun. Eram director medical și la un moment dat foarte mulți parlamentari veneau și mă întrebau care sunt problemele, cum ai vedea tu aici, cum ai pune tu problema, sau apelam chiar eu direct la anumiți parlamentari, spuneam, uite, trebuie schimbat acest lucru, trebuie făcut pentru rezidenți, deci nu numai pe parte de pur medicină, ci și pe partea universitară. Și atunci m-au cooptat. Bine, e așa, știți, uneori rămâi cu un gust amar când te gândești la politică, pentru că în momentul în care spui politician, oamenii sunt foarte neîncrezători. Și din doamna drăguță care eram, doamna foarte drăguță, din momentul acela am devenit deodată, pentru că și aici la un moment dat se împarte media, o persoană la care îi cauți incomodă. Da, când își pune mâna la nas, când are o grimasă și așa mai departe. Suntem oameni. Da, da. Și țin minte că printre primele poze a fost o poză făcută când eu ieșeam la 3 noaptea de la recoltarea unui ochi pentru transplant de cornee, când eram obosită, plină de cearcăne. Păi aia nu era o poză care să fie, da, face parte din viață. Bine, presa te surprinde în condițiile cele mai... Și știți, așa a fost o trecere dintr-o parte în cealaltă. Spun că am avut poate șansa că în momentul în care am fost eu deputat să fie totuși în toate partidele și oameni de la care puteai să asculți niște lucruri serioase. Și mai exista încă o comunicare între grupările politice. Și dacă când se vroia un lucru, confruntau. Să știți că indiferent de partid, când discutam foarte serios. Eu am făcut parte din Comisia de Sănătate, firesc, și acolo am rămas surprinsă la un moment dat că cei care nu erau direct implicați în sănătate puneau problemele complet altfel. Pentru că știți cum e telefonul fără fir. Dacă tu ai vorbit cu, și el a vorbit cu, și el a vorbit cu, informația ajunge complet denaturată. Da. Și țin minte că într-o ședință eram eu, fost director medical, o doamnă deputat de la Tulcea, tot fost director sau manager, cred că de spital, un director medical de la Timișoara, tot cadru universitar, care am spus, domnule, stop, stați un pic. Ce se spune aici e prost. Suntem între noi. Noi, haideți specialiștii. Păi, nu, dar
așa mi s-a spus, dom'le, stai un pic, ai înțeles poate prost sau cine ți-a spus, nu știa. Nu, nu, noi suntem oameni care am lucrat în spitale, deci să știți că au fost și discuții de genul acesta. Da, da. Eu am fost foarte conștiincioasă, am mers la, cred că la 95%, hai să nu spun 100%, pentru că la un moment dat, dacă lipseam, nu era online, nu, acum se face foarte mult online, am lipsit numai din motive foarte, foarte serioase, dar mergeam la Parlament de fiecare dată, studiam ceea ce era acolo. Am învățat și eu că o lege, când o faci sau când schimbi anumite lucruri din lege, și o virgulă contează. Și am mai spus încă un lucru, că noi în Parlamentul din România facem un lucru rău. Fiecare vine cu... Oare numai un lucru? Un lucru rău de care voi vorbi. În Parlamentul European, fiecare om aduce o idee. Într-o comisie, vorbim de o comisie de specialitate, iar din 10 idei se selecționează una sau două pe care toți le lucrează și toți vor fi de acord. Nu va fi ideea lui X sau Y, va fi ideea grupului. Da. Și atunci normal că iese un lucru foarte bun, pentru că poate tu vezi numai o latură, dar vine altul care vede și cealaltă latură. Condiția de bază este să fie bună intenție și să existe climatul dialogului. Dar vedeți că odată cu trecerea timpului, acest climat s-a deteriorat extraordinar. Și nu mai există comunicare. Sunt dușmani pur și simplu. Și știți ce se întâmplă la un moment dat? Intoleranți. Se resping anumite lucruri pentru că ești din alt partid. Și am să vă dau un exemplu concret. Am avut o inițiativă cu gărzile, cu plata gărzilor, se discută foarte mult pe acest lucru, nu voi insista. Și am pus-o la o lege a salarizării, deci pe partea economică. Și mi s-a spus, atunci a fost respinsă, dar a venit și mi s-a spus, am pus-o pe legea sănătății. Mint. Și mi s-a spus, nu, trebuie să o pui pe partea economică. Mergi la Comisia Economică și acolo vei face. Ai voie pe o sesiune parlamentară să faci o inițiativă și dacă nu a trecut, poți să o reiei sesiunea următoare. Am reluat-o și întotdeauna trebuie să vină avizul guvernului. Și am venit, am spus în comisia de la Senat de data aceasta despre acest lucru, spunând că știți, sesiunea trecută mi s-a reproșat că nu este bună unde, ca moment unde să o pun și trebuie să o pun aici la legea salarizării. Și toată lumea a fost de acord. Și vine reprezentantul guvernului care întârzie. Și ce crezi că spune? Este foarte bună inițiativa, doamne, dar trebuie pusă la legea sănătății. Deci a fost un râs. Deci da. Am rămas eu perplexă. Da. Cei de acolo au spus, lăsați că mai discutăm. Și vedeți că încă se discută. Deci, repet, oameni din minister care... Unii sunt și de bună credință. Te sfătuiesc și mi-au spus, uite, nu, chiar dacă ești de acolo și nu voi da detalii de partide. Pentru că întotdeauna există această tendință de a nu aproba că ești din altă parte. Da. Ceea ce nu este valabil. Nu problema importantă ce... De unde vine? Cine o propune? Asta este un lucru prost. La Parlamentul European nu, nici măcar nu știe de la cine pornește. Da, există un prim om care a inițiat, dar după aceea Comisia dezvoltă acest lucru. Oricum a fost o experiență bună pentru că știu să citesc o lege acum. Pentru că știu altfel, văd altfel anumite reguli. Și chiar dacă, la un moment dat, pentru mine a fost o perioadă foarte grea să faci această navetă, să continui, totuși la universitate am putut să continui, dar îți pierzi clientela, îți pierzi meseria și eu lucrul acesta nu l-am de mână, da. Dar am spus că trebuie să fie oameni care să știe și să aibă o bază. Deci eu nu aș aproba într-o comisie să fie decât oameni care... să știe despre ce este vorba acolo.
Și acest lucru este valabil și la Comisia de Fonduri Europene și la Comisia de Învățământ. Am fost invitată de câteva ori să susțin niște lucruri în Comisia de Învățământ ca om care lucrez în învățământul universitar medical. Era președinte de comisie atunci domnul profesor Anghel Stanciu și dumnealui a fost o persoană care avea această viziune de toată lumea trebuie să-și pună părerea. Am avut, vicepreședinte era o doamnă de la Suceava, care tot profesor universitar, deci trebuie să fie în funcții și în locurile mari oameni care să știe despre ce este vorba acolo. Și nu numai că faci parte din partidul X sau Y. Da. Da, profesoară, sigur că v-ați consacrat o bună parte din timp în perioada respectivă activităților administrativ-politice și sunteți un exemplu din punctul acesta de vedere de intelectual angajat în dorința de a face bine, de a corecta, de a așeza în sfârșit lucrurile pe făgașul bun. Cu toate acestea, în profesie, nu ați lăsat niciodată garda jos, cum se spune. Îmi amintesc de pildă de faptul că sunteți unul din fondatorii, dacă nu mă înșel eu, al societății de ecografie oculară, mi se pare. Ecografie oculară, de glaucom, da, sigur. Da, da. Ați introdus metodologii noi și aș vrea poate să dezvoltăm puțin ideea aceasta a ecografiei în oftalmologie. Și apoi mai sunt și alte probleme. Ați introdus tomografia în coerență optică, iarăși o metodă extraordinară de nouă, despre care poate nici medicii care au terminat mai de mult medicina nu au aflat. Haideți să încercăm să vorbim despre... Da, văd că știți acest lucru. Acum este acest subiect pentru medicii specialiști. Începeți cu ce vreți dumneavoastră? Sau tomografia sau ecografia? Încep cu ecografia pentru că o doamnă profesoară de la Târgu Mureș care se ocupa în mod special de acest lucru și vreau să subliniez un lucru. În oftalmologie noi avem o parte medicală și o parte chirurgicală. În partea medicală acum sunt foarte mulți doctori care se ocupă de partea de pur tehnologie, pentru că în oftalmologie industria și tehnologia se schimbă de la an la an. Aparatura este din ce în ce mai modernă, metodele de investigație sunt foarte exacte și laborioase, profesoară. Nu e numai vorba de butoane sau un stick cu care să te joci. Sigur. Da. Și pe vremea când s-a înființat Societatea de Ecografie, doamna profesor a făcut un curs, fiind din Târgu Mureș, a mers în Ungaria și a făcut un curs. Nu existau ecografe în țară și noi foarte târziu am reușit să cumpărăm un ecograf. Aparatura de oftalmologie în general este scumpă. Și am mers doctor din toată țara. Țin minte acolo cu bordul societății române de oftalmologie și am înființat această societate. A fost un prim început, iar după aceea fiecare și-a dezvoltat această specialitate, subspecialitate. Am făcut cursuri de ecografie, am fost la București și am făcut cursurile la Spitalul Militar. Pentru că noi, așa cum ați și spus dumneavoastră, noi în facultate n-am învățat, nu în facultate, ca rezidenți, nu am învățat foarte mult despre ecografie, pentru că nu era cazul. Acum, metoda nu era încă implementată pe... Ecograful este un instrument fără de care nu poți să pui un diagnostic, poate, de desipire de retină, atunci când ai, de exemplu, o cataractă. De exemplu, în definiția cataractei era înainte ca și indicație că se operează pentru a examina fundul de ochi. Acum îl știi ce se întâmplă în spate, pentru că vezi pe ecograf. Da. Din păcate, tumorile oculare... Cataracta este o pacifiere a celui de-al doilea geam, al cristalinului, și atunci nu se poate vedea în spatele lui, să examinezi fundul de ochi prin metode obișnuite. Da. Și era chiar o indicație pe care o spuneai la examen și care intra în indicații. Acum nu mai este această indicație, pentru că trebuie să, obligatoriu la orice pacient la care
ai o scădere de acuitate vizuală, să faci o ecografie oculară. Pentru că poți să pui în evidență deslipirile de retină, poți să pui în evidență tumori. Tumor la copilul foarte mic, tumora care este retinoblastom. Poți să pui modificări de fund de or la copilul cu prematuritate, care de asemenea este foarte greu de examinat. Există aparatură specială și sondă specială pentru copil, pentru copilul are un ochi extrem de mic. Încât ecografia a fost un prim început de aparatură instrumentală pentru oftalmologie. De ce spun acest lucru? Pentru că acum ecograful este și cu biometru, poate să-ți vadă axul anteroposterior, poate să-ți calculeze valoarea implantului de cristalin pentru acea afecțiune care spuneam cataractă. Scoți cristalinul care este opac și pui un nou cristalin. Ca să pui un La ce parametri? La ce parametri pui? Pentru că fiecare ochi are o anumită valoare. Noi știm de ochelari că fiecare avem alte dioptrii. E, cam așa este și cristalinul cel de-al doilea geam, care când îl pui trebuie să nu-l pui la întâmplare, ci trebuie să-l pui foarte, foarte exact cu valoarea pe care are nevoie ochiul respectiv. Iar ecografia este extrem de utilă. Pe lângă ecografie, acum există ecografe care pun în evidență, se numesc UBM, în care pun în evidență modificările foarte exacte din partea anterioară a ochiului, ca să nu spun unghiul camerei anterioare. Deci partea anterioară, știți că este cornea, care este primul geam, și apoi este irisul care dă culoarea ochiului. Diferența dintre cele două elemente oftalmologice poate fi vizualizată prin anumită ecografie specială și poți să vezi dacă ai sânge, dacă ai corp străin, dacă este unghiul închis și așa mai departe. Deci este iarăși un lucru care îți folosește foarte mult. Și încă un lucru, este un lucru neinvaziv. Pacientul suportă mult mai ușor o sondă pe ochi sau pe ploape, pentru că există diverse tipuri de ecografie, decât să-i pui. Avem noi niște lentile speciale care le punem pentru examinarea globului pe ochi, apeși pe glob, și unii pacienți nu suportă acest lucru, deci este oarecum neinvazivă. S-a trecut la cum examinăm fundul de ochi și de la aparatură care poate să spună în evidență fundul de ochi, care îți observă nervul optic, dacă este normal, dacă este modificat de boala glaucom, care face practic o excavație, o gaură care distruge firesc nervul optic, la examenul vaselor de pe retină, la examenul zonei esențiale a retinei, care noi o numim maculă cu fovee. Iar acum, prima dată, erau aparate care îți puteau vizualiza fotografia în fundul de ochi, apoi s-au introdus niște substanțe pe care le injectai, era angiografia cu fluoresceină și vedeai dacă retina este bine vascularizată sau zona din retină care are anumită patologie, dar și aceea era cu mici probleme, putea să fie pacientul cu alergii și atunci nu puteai să folosești. Și acum am ajuns la ceea ce se numește OCT sau tomografia în coerență optică, în care fotografiezi între ghilimele fundul de ochi și vezi strat cu strat al retinei. Deci, este absolut fabuloasă examinarea. Este fabuloasă și se trece cu un cursor și vezi bucățică. Practic este aproape imagine microscopică. Exact ca o imagine microscopică. Și vezi. In vivo. Și vezi dacă sunt 10 straturi ale retinei, dacă oriunde între cele 10 straturi s-a întâmplat ceva. Există o gaură. Avem diagnostic de gaură maculară. Există edem. Avem diagnostic de edem macular cistoid. Există sânge, pungi de sânge. Există modificări vasculare, pentru că și această aparatură iarăși s-a modificat și acum se vorbește de angio-OCT, în care vezi pur și simplu cum circulă fiecare firicel de sânge. Este un examen de masă? Se poate aplica în masă? S-ar putea aplica de masă, dar aparatul este suficient de scump și nu poate să-l cumpere oricine în orice cabinet chiar.
Deși, acum să știți că marea majoritate a cabinetelor fac și este încă un lucru, iarăși, neinvaziv. Pacientul stă cu barba și se uită la într-o lumină, prin pupilă trece acea imagine și se face, practic, noi când spunem tomografie ne gândim la acea radiografie, știți? Că unii, de exemplu, unii pacienți când le spune mergi la OCT, la tomograf și ei vor să se ducă în altă parte a clinicii, asta se face în clinică, ei vor să ducă la tomograful mare, dar vezi bucățică cu bucățică și acest lucru ne folosește foarte mult, da, tot oftalmoscopia este până la urmă baza și clinica, dar sunt lucruri pe care nu pot să le vezi. Clinic nu ai cum să le vezi. Sigur, clinicianul trebuie să facă sinteza examenelor paraclinice și a observațiilor directe pe organ. Și atunci ai văzut, poți să pui tratamentul, ești mult mai precis, știi exact în care zonă și uneori ai surpriza că te-ai gândit la un lucru și poftim, te-ai gândit la un edem și este o tumoră sau te-ai gândit la o tumoră și e mai fericit că este doar un edem. Încât în oftalmologie este greu, cum spun eu, să greșești câteodată. Doamna profesor, în ce măsură, mă iertați, în ce măsură sunteți de acord cu ideea bioluminiscenței și a laserului biologic? Am văzut în literatură ideea că... În oftalmologie există foarte... se vorbește foarte mult de laser. Există un laser cu care acționăm pe cornee. Cu ajutorul lui se face chirurgia refractivă. Scap de ochelari, cum era reclama întotdeauna. Deci un laser care îl folosește... Laser Excimer. Exact. Laserul Excimer. Apoi, este un laser care îl folosim atunci când faci operația de cataractă, punem implantul de cristalin, dar acest implant stă pe hamacul în care a stat cristalinul normal. Ca să înțeleagă toată lumea, este o capsulă care este acolo, dar ca toată lumea să înțeleagă, stă într-un suport. Numai că acel suport la un moment dat se opacifiază și nu mai vrei să intri, este o chirurgie intraoculară, nu mai vrei să intri în ochi și atunci faci cu laserul niște mici orificii, găurele, prin care poți să vezi foarte bine. Este laserul neodimiac. Apoi este laserul cu care lucrăm, deci la nivel... Deci nu numai cristalinul se opacifiază. Când se opacifiază, îl îndepărtezi. Da. Dar se opacifiază și capsula care îl îmbracă. Suportul pe care stă și care de obicei trebuie să rămână acolo, pentru că există și implante care nu mai au suportul acela, dar este o intervenție mai dificilă și se pune numai în anumite cazuri. Ai laser pentru retină. Laser care distruge vasele noi. Noi înseamnă vase de neoformație care riscă să se rupă pentru că sunt fragile și să-ți dea hemoragie, să nu mai vezi. Sau trag de retină și atunci îți faci o dezlipire de retină tracțională. Se întâmplă foarte des la pacientul cu diabet, cu retinopatie diabetică proliferativă, la pacientul care a avut afecțiuni, pentru că el este un pacient cardiac și a avut un embolus și la un moment dat s-a făcut o ocluzie. O ocluzie de venă și atunci este retina plină, fie toată, fie segmentar, de sânge. Și dacă la un moment dat există vase de neoformație, le împușcăm, cum spunem noi pacientului ca să înțeleagă, le oprim, le sigilăm acolo, în zona respectivă. Există laser pentru copil, pentru copilul care este născut prematur. Copilul care s-a născut înainte de termen, de obicei este ținut la oxigen. Din fericire, Iașul urmărește foarte bine și are incubatoarele foarte bune și doamna profesor Stamatin este cea care a colaborat și a făcut o secție de neonatologie extraordinară și are și un oftalmolog care vine și examinează așa cum trebuie un copil în prima lună de viață, copil care trebuie urmărit, copil la care trebuie să faci laser. Gândiți-vă că este un laser special pentru un ochișor foarte, foarte mic. Vă spuneam la început de Israel, eu în Israel am plecat cu ideea să fac retină, dar am făcut oftalmopediatrie, ceea ce fac și acum. A fost o întâmplare, mai era un doctor din Columbia care era retinist, eu eram la început, și atunci doctorii de acolo mi-au spus, nu vrei să faci oftalmopediatrie?
Întâmplarea este că era și școlită în România, doamna știa și românește, dar mi-a spus foarte târziu, după o lună, am vorbit numai engleză la început, pentru că a vrut să vadă ce om are lângă ea. Și nu a vrut să profit de faptul că știa și românește. Doamna profesoară, care sunt dificultățile oftalmologiei pediatrice și care sunt în același timp satisfacțiile și efectele pozitive pe care le are intervenția oftalmologică în perioada copil? Oftalmopediatru vede copilul uneori din purtica mamei. Pentru că vorbeam de ecografie, există ecografia în partea de ginecologie extraordinară, în care să știți că, din păcate, uneori s-au observat și anomalii ale ochiului. Și am fost consultată inclusiv în acest sens. Deci, dinainte de a se naște, vedem copilul din prima zi. Din perioada intrauterină. Din perioada intrauterină. Apoi, dacă, din păcate, copilul are un ochi mare, care înseamnă sau poate să însemne un glaucom congenital, copilul este trimis din prima zi la oftalmolog. Iarăși, când este un medic neonatolog bun, observă, pentru că desface ploapele și se uită și la ochi. Putem avea copil cu cataractă congenitală și observă părintele. Am avut părinte care nu era medic și care mi-a spus: știți, am făcut poză copilului meu și în pupilă era gri. Da. Și m-am uitat, am pus pupilă gri pe internet și am văzut că poate să fie un lucru foarte grav, pentru că poate să fie cataractă, dar din păcate poate să fie o tumoră, un retinoblastom. Deci vedem copilul imediat. Am avut copil de 3-4 zile care a făcut conjunctivită gonococică. O să mă întrebați, în 2021 nu cred că am văzut, dar în 2020 am văzut. Mai vedem. Pentru că sunt mame care nu merg la control ginecologic, ajung numai când nasc, mama are o vaginită gonococică și pur și simplu copilul face această conjunctivită foarte severă, pentru că copilul doarme foarte mult, doarme 23 de ore, dacă chiar și mai mult, stă cu ochii închiși. Bacteria se dezvoltă acolo și există riscul de perforare a cornei. Când spui conjunctivită, de obicei spui e un lucru banal. Da. La copilul foarte, foarte mic, cu această bacterie foarte gravă, Neisseria gonoree, se pot întâmpla lucruri foarte grave. Și văd copilul din ziua a treia. Copilul nu-ți spune, mă doare, nu văd, nu simt, trebuie să ai un fler. Copilul de 2-3 ani care merge. Îl observ, eu îl văd de la ușă. Am avut și surprize, de exemplu, cu părinții, pentru că venea copilul, mă așezam pe jos, mă jucam cu copilul, îi dădeam jucării, stăteam și îl examinam cu o luminiță, fără o luminiță, dar eu îl vedeam cum ține capul, dacă îți ține capul pe o parte, dacă închide ochiul, dacă se freacă la ochi, cum merge. Și am avut, spuneam, surprize că părinții mi-au spus, eu le-am pus diagnosticul, dar când îmi examinați copilul? Zic, eu l-am examinat deja. Eu am venit la oftalmolog. Da. Adică nu e la copil, nu e ca la adult când pune bărbița la biomicroscop și acolo trebuie să ai o abilitate, trebuie să știi să păcălești eventual copilul, să-l faci să se uite la tine. Nu mai spun că unii plâng. Din fericire am, nu știu, cred că am așa o aură și trebuie să fiu eu foarte calmă, eu cu mine. Am constatat în parcursul vieții mele, atunci când am avut necazuri mai grave din familie, că eram mai distantă față de pacient, probabil. Și copiii îi vedeam că sunt mai agitați. Și m-a trezit un copil care, când a intrat și a plecat, și mi-a spus, tu nu mă mai iubești pe mine, tu mă îmbrățișai înainte, ce-i cu tine? Da. Deci copilul a simțit că am o problemă. Da. Și într-adevăr, atunci așa a fost o trezire pentru mine. Când intri în cabinet, trebuie să uiți de toate ale trebuie tale. Să-ți lași necazurile la ușă. Asta le spun și rezidenților mei, că medicina se face izolându-te de restul. Inclusiv cu telefoanele astea. Telefoanele celulare ne omoară. Deci, în momentul în care îți sună telefonul, e jale.
deodată nu mai ești atent. Nu, da, trebuie să lași... Te scoate din rol. Da. Din scenă. Satisfacții. Haideți să spunem și satisfacții. Eu, pentru că am 35 de ani de când sunt în oftalmologie, văd deja copiilor pe care i-am tratat. Da. Și astea sunt marile satisfacții. Când îi vezi că vin cu drag, când vin la tine și să știți că sunt și aceste îmbrățișări și... Și acum mai primesc mesaj. Sunt Pupăcioasa. Pupăcioasa e deja proaspăt măritată și cu copil. Pupăcioasa era un copil care e una din fetițele la care trebuia neapărat să ne pupăm de 10 ori în timpul consultațiilor. Era o fetiță cu strabis, cu un ochelar, care a venit permanent și care acum este cu copil foarte mic. Am avut surprize de genul că a venit un domn la un moment dat să-i văd copilul și i-am văzut copilul, ce s-a întâmplat, păi vreau să-mi vedeți dacă totul este în ordine, de unde sunteți, sunt... Nu, n-am întrebat de unde, că vă spun imediat ce importanță are. I-am văzut copilul, am spus că e foarte bine, îmi spune, nu are toxoplasmoză? Zic, nu are toxoplasmoză. De ce ați întrebat lucrul ăsta? Știți, vreți să mă examinați și pe mine? Mă întreabă tăticul. Zic, da, sigur. Și mă uit la fundul de ochi și spun, vai, ați avut toxoplasmoză congenitală, dar leziunea asta am văzut-o la un băiețel similară din Lugoș. Și zice, eu sunt băiețelul. Vă dați seama că eu numai, da. Nu, unde să-mi dau seama, da, la omul, da, de 20 și, da, ceva, da, de ani? Da, că a venit în perioada de copilărie. Fundul de ochi mi l-am amintit. Am o memorie vizuală foarte bună, nu a numelor, din păcate, dar a elementelor care mă interesează și el zice, cum adică vă amintiți de mine? Zic, nu mi-amintesc de tine, mi-amintesc de leziune. Leziunea în forma clinică. Da. Și el de asta a venit, pentru că iarăși un lucru, un părinte care a avut o problemă oftalmologică trebuie să vină cu copiii în primul an de viață. Dacă e prematur în primele luni, dacă nu, măcar în primii 3 ani de viață. Că am fost și deputat. Am încercat la un moment dat să văd de ce nu se face un screening al tuturor copiilor în primii 3 ani de viață. Să știți că există în lege acest lucru, dar nu se face. Medicul, da, da, de familie nu știe să spună. Și să știți că uneori am surprize că vezi copii la care ochiul este deviat, are strabis și este deviat până în nas sau foarte în afară. Și părintele îmi spune, păi mi s-a spus să vin după vârsta de 5 ani. Atunci așa îmi pică cerul pe mine, pentru că este complet anormal vederea. Se pierde perioada, se pierde de perioada de dezvoltare a vederii. Și trimite-l, domnule, nu știi? Trimite-l. Vom avea un congres în care Societatea Română de Oftalmopediatrie vrea să facă niște cursuri pentru rezidenți. Și la un moment dat s-au spus cazuri rare de strabism. Noi, între noi, la un moment dat, specialistele, am spus, dar ăla nu neapărat e caz rar, anumite afecțiuni. De exemplu, sindromul Stirling-Turk-Duane. Și eu le-am spus, zic, stați un pic, era vorba de colege care lucrează numai în privat și care sunt specializate pe strabism pe copii. Le-am spus, stați un pic, voi nu vedeți cazuri, cum văd eu din toată Moldova și care sunt trimise de medici, de oftalmologi, de specialitate, fără o specialitate, supra-specialitate. Iar ei trimit că văd o deviație, dar nu-și dau seama că este acel sindrom. Zic, nu luați voi la care țintit vine pacientul de la unul dintre noi, pentru că există intervenții mai deosebite. Da, și eu, ca profesor, ca om care asta fac, oftalmopediatrie, văd mult mai mult față de alții, dar într-o policlinică, într-un cabinet, unii nu știu încă să diagnosticheze, da, cazurile care eu spun că sunt rare. Da, profesoară. Am ajuns cu discuția la strabism și vorbim despre oftalmologia infantilă. Vă propun să trecem puțin cu discuția la patologia anexelor oculare. Pentru că globul ocular în sine este cel care ne interesează, dar iată, dumneavoastră ați abordat deja țesuturile din jurul globului ocular care se pot îmbolnăvi, ochiul fiind în sine sănătos. Vom lua poate chiar și altfel, că noi
oftalmologii ne ocupăm și de patologia orbitei, orbita care este acea zonă formată din oase în care stă globul și care ocupă numai o cincime. În această orbită noi avem globul ocular, musculatura oculară, 6 mușchi, avem vasele de sânge, avem nervul optic, avem nervi și grăsimea orbitară. Bineînțeles că ne ocupăm și de această patologie pentru că, de exemplu, joci tenis și îți vine o minge de tenis la nivelul orbitei și se poate produce o fractură a peretelui inferior și atunci îți cade ochiul, pur și simplu. Practic o tumoră în spate, îți împinge globul spre în față. Marea majoritate când văd un glob mai în față se gândesc la boala Graves-Basedow și îl trimit la endocrine, dar poate să fie o tumoră. Spunem, pe lângă orbită este, ține tot de oftalmologie zona cu ploape, ploapa superioară, ploapa inferioară, ține conjunctiva de care vorbeam că poate să-ți dea așa cea conjunctivită, de la o conjunctivită banală până la conjunctivită dată de SARS-CoV-2. Clinic este se manifestă altfel această conjunctivită virală? Nu, se manifestă ca o conjunctivită virală. Ca o conjunctivită virală, dar pe care trebuie să o corelez cu prezența de febră, o stare generală mai proastă și un ochi roșu altfel era. Din păcate, cum v-am spus, ne întâlnim cu complicații oculare care țin și chiar de polul posterior. Dar era o conjunctivită când eram student din zona caldă, din zona tropicală, care este până la urmă mergea până la cecitate, până la orbire. Da, era trahomul. Da. Și au rămas pe lângă trahom conjunctivitele netrahomatoase. Că ați spus, trahom în România a fost eradicat de tatăl profesorului maestrului meu, de domnul academician profesorul Petre Vancea. Este o afecțiune dată de clamidia trahomatis, nu are importanță pentru lume. Deci conjunctivitele trebuie tratate și ele cu seriozitate, nu sunt niște boli minore. Cu foarte multă seriozitate și cine mai vede filme mai clasice, vedea la un moment dat că persoanele care plecau din Europa spre Statele Unite, la un moment dat li se întorcea ploapa ca să fie examinate și înainte de orice trebuiau să vadă dacă e deci cu se uitau la conjunctivă, sigur. Trahomul în România în teorie nu există, dar și e bine că ați spus acest lucru. Lumea circulă foarte mult acum. Lucrează foarte mult în străinătate. Să știți că eu întreb un pacient adult, mai ales care are anumite semne și întorc ploapa, dacă unde a lucrat, de unde vine. Pentru că există încă trahom în lume. Și acest trahom... Cu pregădere în ce zone, doamna profesor? În zonele tropicale și foarte mult cei care lucrează în Africa, pentru că sunt și persoane care vin din Africa, dar, de exemplu, în Israel când lucram, am putut să văd și acolo trahom, veneau din Etiopia, tot Africa, dar veneau de acolo și vedeam lucru care nu-l văzusem în România. Dar ce putem vedea sunt conjunctivitele non-trahomatoase, nu atât de agresive ca și trahomul, dar care trebuie tratate altfel decât o conjunctivită normală bacteriană, cu stafilococ, cu streptococ. Iar trahomul albea ochiul, pentru că, ca să înțeleagă toată lumea, albea primul geam al ochiului. Și cicatrizează intrau vasele din conjunctivă și dădea ceea ce se numește panus trahomatos și albea ochiul și pacientul era orb. În schimb, era că se dădea de la un pacient la altul și de asta îi selecționa. Se poate rezolva și chirurgical după ce are loc această organizare conjunctivă? Se poate face transplant de cornee, dar odată cornea având vase, există riscul să intre vasele și în cornea de donor. Da, acum, într-adevăr, medicația este mult mai bună față de cum era la început, când nu aveai ce face, deci omul era orb, dar trahomul e bine să-l oprești până ajungi acolo.
până ajungi acolo. Să ne întoarcem, pentru că suntem totuși la anexe, să ne întoarcem puțin la strabism, doamna profesoară, pentru public. Care este vârsta optimă, apropo de faptul că v-a trimis bolnavul la din nou mata când ai 5 ani? Cum observăm că un ochi este deviat să vină? Există ideea între părinți că, da, când copilul începe să deseneze, să coloreze, la 2 ani jumate, 3 ani, depinde, ochii fug. Da, noi avem cu toții o convergență, deci ochii când privim se adună, să spunem. Dar când vezi că unul fuge mai tare decât celălalt, trebuie să vii imediat. De ce? Pentru că există forme de strabism, cum este strabismul congenital, în care nu ai niciun dubiu. Ochii sunt deviați, copilul stă cu capul pe o parte, copilul nu se uită mișcând ochii, ci doar cu capul, și acolo trebuie repede să intervii. Și acolo, de obicei, nu are nevoie de ochelar. Pe când, în anumite situații, când fuge, când unul, când celălalt, să încearcă reeducare. Reeducarea, care poate să fie în prim pas cu un ochelar. Și este acel strabism acomodativ, adică are nevoie doar de ochelar. Se poate acoperi când un ochi, când celălalt. Se numește ocluzie. Vedem și pe stradă uneori sau la grădiniță, la școală, un copil care are un pansament. Este tratament. Și avem problema dacă operăm sau nu. Unii părinți vin și spun: păi am înțeles că sunteți specialistă în strabism, operați-mi copilul. Și zic: ok, dar mai întâi să facem primii pași. Dăm ochelarul, facem ocluzie, stăm 6 luni, vedem cum este, creștem vederea, pentru că ochiul care este deviat rămâne ochi leneș. Acest lucru în oftalmologie se numește ambliopie. Iar ambliopia sau ochiul leneș, lazy eye, este foarte grav, pentru că dacă nu-l recuperezi la timp, după aceea nu mai ai cum să recuperezi. Și îi spun după aceea chirurgie: păi am venit, am înțeles că sunteți chirurg. Da, aveți răbdare. Trebuie să facem totul pas cu pas. Da, profesoară, este absolut interesant ceea ce spuneți și cu siguranță publicul care ne urmărește probabil este interesat și va rămâne interesat pe subiectele acestea pe care dumneavoastră atât de frumos le expuneți și pe înțelesul tuturor, și atrăgând atenția asupra anumitor momente, etape ale dezvoltării copilului, ale evoluției bolii, când sunt perioade optime de intervenție. Eu vreau să vă mulțumesc pentru ziua de astăzi. A trecut o oră, când 50 de minute au trecut de nici n-am știut când. Nici și am rămas datori față de telespectatori cu alte aspecte ale patologiei oftalmice. Și vă așteptăm și în continuare să dezbatem în fața publicului diverse aspecte. Mulțumesc tare! Eventual o să așteptăm și întrebări din public, eventual și pe internet. Sigur! Probleme pe care să vi le supunem discuției. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc și telespectatorilor!